Știrile cele mai tari din Maramureș. Am găsit două victime. Davide Fulger în stop. Reale, șocante și necenzurate. Știrile care te vor marca zi de zi. Știrile pe care le afli mereu prim. Actualmeme.ro. Mereu primi. Ieri în jurul orei 20, pe strada Victoriei din Borșa, un echipaj de poliție aflat în timpul serviciului de patrulare și supraveghere a traficului rutier a identificat în trafic un autoturism de teren fără numere de înmatriculare. Conducătorul auto a refuzat să oprească la semnalul regulamentar al polițiștilor care au trecut în urmărirea autovehiculului. Autoturismul a fost oprit ulterior și polițiștii l-au identificat pe conducătorul auto, un tânăr de 24 de ani din Borșa, care nu posedă permis de conducere de nicio categorie. De asemenea, autovehiculul nu era înmatriculat. În timp ce se efectuau activități specifice de identificare și verificare, la fața locului a intervenit un alt bărbat care l-a ajutat pe conducătorul auto să iasă din imobilizarea uneia dintre polițiști și să fugă. Cel de-al doilea tânăr a fost identificat de către polițiști, este vorba de un tânăr tot din Borșa de 20 de ani. Față de acesta, în prezent, se efectuează cercetări de către procurorul de pe lângă judecătoria Vișeu de Sus.